Și în acest an, sărbările naționale de la Țebia au adus la oaltă mii de români veniți să cinstească memoria lui Avram Iancu, dar și politicieni pentru care a devenit o obișnuință să se reculeagă la mormântul Crăișorului Munților. Ceremonia oficială a început cu o slujbă religioasă și depunerea de coroane, după care oficialitățile prezente au transmis mesajul lor către cei prezenți. Cuvântările au fost deschise de primarul comunei Baia de Criș. An de an, la Țebia, aici, la Meca noastră, îmi revine plăcuta misiune de a vă întâmpina și de a vă transmite salutul meu ca și primar, cât și din partea Consiliului Local al Comunei Baia de Criș, printr-un bun venit pe meleagurile zărândene. Mesajul guvernului și al premierului Victor Ponta s-a făcut auzit la Țebia prin vocea ministrului de externe Titus Corlețean. Aș dori să vă adresez un scurt, dar călduros și românesc mesaj din partea Guvernului României și primului ministru al României, domnul Victor Ponta. Și de această dată, și este bine că se întâmplă așa și în acest an, românii s-au reunit la Țebea pentru a aduce omagiul memoriei unui mare român, un patriot și un luptător pentru libertatea și drepturile românilor din Transilvania. Și este bine că și în acest an ne întâlnim aici. Este bine că și cei tineri sunt aici, pentru că este de datoria noastră să ducem mai departe, către noile generații, memoria unui patriot și luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. La comemorarea lui Aurel Vlaicu, un preot tânăr și inimos în biserică a spus așa, că om înseamnă acela care stă drept și îl privește pe Dumnezeu. Deci acela este om care nu se apleacă și nu se târăște. Ei bine, acest lucru vreau să-l transmit tuturor românilor. Stați drepți în fața lui Dumnezeu, nu vă plecați în fața nimănui, nu vă târâți în fața nimănui. Acesta este spiritul pentru care a luptat și s-a sacrificat Avram Iancu. Și dacă președintele țării Traian Băsescu a fost huiduit de mulțime, președintele Consiliului Județean Hunedoara Mircea Ioan Moloț a fost întâmpinat de aplauzele celor prezenți. Dragi români, bine ați venit la Țebea! Nu știu dacă mai e nevoie să spunem că Dumnezeu este bun cu noi păcătoșii. Dacă până azi noapte erau ploi torențiale și pericol de inundații, iată ce zi superbă avem astăzi, dându-ne posibilitatea tuturor să-L omagem și să ne bucurăm că aici, în țara moților, s-a născut cel care a luptat pentru bine poporului român, Avram Iancu. După încheierea ceremoniei oficiale, toți au participat la petrecerea câmpenească care a ținut până seara.